Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc, doamne Chiriac, și mulțumim pentru invitație. Într-adevăr, este un subiect care e pe buzele tuturor, practic, digitalizarea. Este un proces de interes pentru toate domeniile de activitate, inclusiv pentru cel bancar. Chiar dacă vorbim despre un proces mai accelerat din 2020 încoace pe partea de digitalizare, nu uităm de relația cu clientul nostru, interacțiunea umană, fizică, care în continuare există, iar faptul că multe dintre procese sunt digitalizate, multe dintre procese ajung să fie mult mai ușor de implementat, de ținut sub control, de stăpânit, acces mult mai rapid al clienților la tot ceea ce presupune produse, servicii bancare. Uh-huh. Asta nu înseamnă că interacțiunea umană, consilierea clientului nu mai există, ba dimpotrivă. Se investește foarte mult în direcția asta, în educarea personalului, pentru că angajații în băncilor să fie practică interfața între client și bancă și consilierul financiar al acestuia. Atât pentru partea de produse digitalizate, cât și pentru consiliere pentru partea financiară a clienților. Ce-i de fapt bankingul digital? Adică voi oricum și înainte, sigur că operarea conturilor și supravegherea, nu cred că de foarte mult timp, da, nu se mai face cu hârtii. Corect. Dar acum e o etapă separată în care luați și clientul cu voi acolo și el devine la un moment dat propriul bancher, propriul gestionar, lucruri pe care le făceai la ghișeu atunci când mergeai, da, și completai un ordin de plată și spuneai să se, exact, mute banii din locul A în locul B și venea doamna și punea ștampila și tu plecai cu hârtiuța, acum mi-o fac singur de acasă, cu laptopul în braț. Exact, practic asta presupune bankingul digital, economie de timp, operațiuni la distanță, mobilitate, flexibilitate. Practic asta presupune bankingul digital, evoluția continuă de la bankingul tradițional, în care, cum ai menționat și tu mai devreme, lucrurile se întâmplau pe hârtie, operațiuni care în urmă cu foarte mulți ani durau până la 7 zile, operațiuni simple de transfer, cu niște proceduri și verificări foarte riguroase acelui ordin de plată, în condițiile în care în ziua de astăzi un transfer ai ajuns să-l faci de absolut oriunde din lume, condiția este să ai acces la internet, ai acces la toate informațiile, ceea ce presupune conturile tale, ai acces la informații între companie, bancă, client, bancă. Iar faptul că nu mai e nevoie neapărat să te prezinți de fiecare dată la bancă pentru a semna orice hârtie este, corect, iarăși un mare plus, pentru că se încurajează utilizarea certificatelor digitale foarte mult, mai ales din 2020 încoace, tocmai pentru a fi pregătiți indiferent de contextul în care ne aflăm, pentru a nu apărea blocaje, pentru a ne putea desfășura activitatea în continuare atât noi cât și clienții noștri. Acum, există două direcții pe care aș vrea să le acoperim. Una, care sunt produsele pentru IMM-uri, produsele bancare, din perspectiva evidentă a dumneavoastră de la UniCredit Bank, dar și care sunt soluțiile de finanțare pentru digitalizarea companiilor? Da, în ultimii ani se pune foarte mult accent pe dezvoltarea produselor și serviciilor bancare oferite IMM-urilor, atât pe parte tranzacțională, după cum așa cum spuneam, practic ofertele sunt completate de produse și servicii digitale, printre care numerau și invitații de dinaintea mea produsul e-commerce, care este un produs foarte accesat. Uh-huh. Iar aici fac o paranteză, de exemplu, e-commerce-ul pe care îl oferim noi are integrat un modul care te ajută să-ți creezi propriul site. Dacă nu deții deja un site sau ești la început de business, practic îți creezi propriul site și îți poți translata foarte ușor business-ul în online.
asta ar fi pe partea tranzacțională, pe partea de creditare. Susținem în prim plan companiile pentru dezvoltarea business-urilor. Le susținem pentru activitatea curentă, proiecte, iar aici ne referim inclusiv la cofinanțări, proiecte, fonduri europene. Ok. Practic, partea de finanțare e foarte importantă și susținerea clientului, pentru că ne bucurăm condiții, să... eu știu, care sunt eliminatorii pentru IMM-uri, ca să poată să-și ia de la voi partea de cofinanțare, ca să poată să fie... Sunt niște condiții eliminatorii pe care ar trebui să le știe sau pur și simplu se discută pentru fiecare în parte? Se discută pentru fiecare în parte, scoring. Se analizează foarte bine business-ul, se... Este nevoie să cunoști business-ul clientului, planurile de dezvoltare, proiectul, evident cu ce anume, cu ce, ce plus valoare aduce acel proiect prin implementare. Normal. Iar, într-adevăr, bunitatea, eligibilitatea din punct de vedere financiar este atent analizată. Ce ați vrea să știu eu, antreprenor, despre oferta unui credit banc pentru IMM-uri? Ce credeți că ar trebui să, să-mi rămână în minte, legat sau nu de digitalizare, desigur? Da. Dacă e să fac referire la partea tranzacțională, pe care, oferta pe care o oferim companiilor, aici, pe lângă faptul că platformele sunt foarte bine organizate, procesele sunt foarte rapide, oferim produse destul de competitive, plus certificatele digitale. Tocmai pentru că încurajăm utilizarea semnării actelor digital. Iar pe parte de finanțare, pe lângă faptul că ne străduim și chiar ne ia să zic eu... faptul că ai un consilier dedicat care te ajută să-ți dezvolți business-ul, care te ajută și în orice moment ai nevoie de o soluție, este la capătul celălalt de telefon sau întâlniri, interacțiuni directe, este un mare plus, pentru că oricât de mult ne-am digitaliza, ar fi... păcat să renunțăm la interacțiunea asta. Asta e cel mai important de menținut. Mulțumesc, Bianca Melaiu, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc tare mult!